Seceta și arșița lovesc crunt în crescătorii de animale din Mehedin, spârjolită din cauza lipsei de apă, plantele de pe câmp s-au uscat. Pentru că se apropie toamna, apicultorii spun că trebuie să-i întrețină pe banii lor, ceea ce nu este deloc ușor. Mai ales că după salcâmp, cei mai mulți dintre ei nu au mai extras niciun gram de miere polifloră. Nu au pic de polifloră, uitați. Nu au pic de miere? Pic de miere, da. Miere polifloră, zero. Și ce le dați ca să nu moară de foame? În final o să cumpărăm turtițe de la apicola și să le alimentăm ca să aibă mâncare suficientă pentru iarnă. Și eventual ceva o să le facem sirop, să le asigurăm hrana necesară până la anul viitor. Uitați, nu este absolut miere pe rame. În situația acestui crescător sunt toți apicultorii din Mehedinți. Lovit de o secetă cumplită, toate câmpurile sunt pârjolite. Plantele s-au uscat, iar albinele nu mai au de unde culege mierea. Apicultorii vor trebui să scoată bani din buzunar pentru ca albinele să nu moară de foame peste iarnă, pentru că nu au de unde să își facă provizii. S-a uscat totul? S-a uscat tot câmpul. Mă mir că mai trăiesc pomii. Viile au început să usuce struguri în ele. Mai au de unde să culeagă albinele? Nu mai au. Dacă nu plouă curând, nu mai au nimic. Trebuie să-i ajutăm. Asta e. Le mai dați mâncare? Absolut, trebuie să le dăm. Acum cum începe toamna, trebuie să le dăm, că altfel cum îi scoatem în primăvară? Asta înseamnă că scoateți bani din buzunar ca să... Da, bineînțeles. Miere pură, uitați ce bulă scoate și se scurge foarte greu spre capac. Deci asta e adevărata miere. Miere curată? Da. E foarte... Mulți stupari produc pentru vânzări mari de tot, dar consider că a noastră e mult mai bună decât a celor care au stup foarte mulți. Uitați și dumneavoastră cum... E vâscoasă. E foarte vâscoasă. Și, deși e foarte cald afară și la ora asta, dar e miere pură. Prin APIA, statul a acordat un ajutor crescătorilor de albine din țară. Termenul până la care puteau fi depuse cererile pentru subvenții era 2 august, doar că în Mehedinți, din cei mai bine de 1500 de crescători de albine, puțin peste 100 s-au încadrat să depună cereri pentru această subvenție. Oamenii cred că modalitatea de acordare a acestui ajutor ar trebui simplificată pentru că se lovesc de birocrație. Valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2021 este de 59.215.000 lei. Acești bani se vor acorda numai după finalizarea verificărilor administrative și după stabilirea și verificarea eșantionului de control. Câte cereri au fost depuse? Până la momentul încheierii acestui program, la APIA Mehedinți au fost primite un număr de 110 cereri. Prea complicat! Multă birocrație. Ar trebui primăriile, unele avem înscrise, să ne dea 20-30 de lei măcar de fiecare stup, cum dau și la cei cu animale. Birocrație multă. Iar la primăriile, cum e la mine, la primăria Prunișor, acolo fiecare are trecută animalul la primărie și îi se dă, nu știu ce sumă îi se dă, dar li se dă an de an. Banii sunt bineveniți, dar sunt puțini, spun reprezentanții asociațiilor, în condițiile în care traversează un an foarte greu. În ultimii ani, pentru că vremea este din ce în ce mai neprielnică, iar profiturile lor tot mai mici, numărul crescătorilor de albine a scăzut în Mehedinți. Oricum, numărul apicultorilor este în scădere, an de an, datorită faptului că nu s-au mai făcut nici proiecte de 2 ani de zile, proiecte n-au mai fost și oamenii au început să dea înapoi și nici producția n-a mai fost, ca să zice că îi stimulează să mai departe să crească albine. Situația va duce la creșterea prețului la miere? Deja a crescut cât de cât și la achiziții și la piața liberă la desfacere. Cu cât? 10-20%. Cei 59.200 de lei acordați județului Mehedinți se vor împărți la cei 110 crescători care au depus cereri. Fiecare crescător va primi puțin peste 500 de lei, bani de care însă nu vor beneficia nici măcar 10% dintre apicultorii din Mehedinți, care sunt mult mai numeroși.